fost un meci bun. Cred că de la început am început cam greu, ne-am trezit în a doua repriză și până la urmă am scos un rezultat pozitiv pentru echipa noastră. Rezultatul este echitabil? Da, am revenit de la 3-1 la 3-3, chiar la urmă am avut o ocazie de 100% care trebuia să marcăm, dar iarăși n-am marcat. Ei tot ne-au iertat la urmă și cred că și Coluxul și noi am meritat câte un punct în meciul acesta, scor echitabil. Cine a creat mai multe ocazii de gol? Cred că prima repriză Ecolux a fost peste noi, nu am avut un șut doar la poartă și acela gol. A doua repriză cred că am fost peste ei, chiar s-a arătat că am întors scorul și am obținut un punct. Ați avut nevoie de schimbare de portar ca să reușiți să înscrieți. V-a lipsit un jucător în plus? Cred că datorită antrenorului, că a simțit asta și a gândit bine și datorită lui că a analizat bine schema, cum să ieșim, cum să deschidem pe Ecolux și a dat roade schema lui domnul antrenor care ne-a dus punctul de azi important pentru noi. Pe cine ai remarcat în acest meci? La noi cred că am luptat toți. Suntem o echipă unită, suntem o echipă care luptăm unul pentru altul. N-am văzut niciun jucători care să facă diferența din ambele echipe, să-l menționez. Toți au luptat ca o echipă împreună. Mulțumit de rezultat? La 3-1, că am revenit la 3-3, sunt mulțumit, da. Logic am vrut să câștigăm, că pentru noi contează foarte mult fiecare punct în fiecare meci, pentru a ne califica în play-off, nu avem dreptul de a pierde niciun punct.